În căutare, în primul trebuie să ținem cont de mai mulți factori. De curent de aer în primul rând. Și într-adevăr, așa cum vedeți aici, sunt cartuși de tutun de contrabandă. Hai să o aplaudăm pe colega mea, Oana Vasiloiu, și pe Ali, partenerul ei. În final, o să vă las să vă delectați cu evoluția colegului meu, Marius Hader, și câinele lui, tot așa un ciobăresc belgian malinois. Vreau să vă spun că noi tratăm aceste animale ca și colegi. Sunt mai mult decât colegi, sunt prietenii noștri. Ne considerăm foarte norocoși că avem posibilitatea să lucrăm cu asemenea animale care, așa, nu cunosc termeni ca ale așteptării. Tovarășii mei, poliția. Bagă frica în oameni. Ce să facem? Asta e. Hai să urmărim. Hai să o aplaudăm pe Hera pentru efortul și colegul Marius Hader. Mișto. Mișto, mișto. Câinele e mișto. În final, dați-mi voie să vă prezint pe colegii mei încă o dată. E vorba de Marius Hader și Hera, Alex Munteanu, câinele lui Ștefan Dragomir și Miz, Oana Vasiloiu și Ali, și nu în ultimul rând Costin Protopopescu, cel care a dus astăzi greul, a fost persoana mușcată, se va trebui să facă și asta, și câinele lui Cad. Vreau să spun că această echipă care ne participă și împreună cu prima de acolo pe care vedeți, participă la un curs Frontex pentru atestare ca și instructori de dresaj canin la nivel european. Vă mulțumim pentru atenție. Mâine vom relua acest lucru. Vă mulțumim. Gata, vezi? Nu, gata. Gata. Împrăștiați-vă poliția. Plimbați ursul. Asta este. Am surprins și pe asta. Na, ce să mai zic, nu mai zic nimic. Asta e. Bine, lume, eu vă pup. Toate cele bune.